Hei, bun venit la ceva cu reclame sau CCR, emisiunea kamikaze pe care tot n-am aflat de ce o facem, dar ne ținem de ea, domne. Nu ne lăsăm. Pe bune, nu odată am fost întrebat: Bă, bă, voi de ce faceți emisiunea asta? Și eu, pentru că vreau să-mi păstrez părul. Pentru că vreau să-mi păstrez părul. Deci, cam așa. Păi ce să răspund? Mă rog, pe undeva, atenție, da? Că pe undeva e și vina voastră. Da, da? Cum de ce? Cum de ce? Că vă uitați la mizeria asta de emisiune, că dați like-uri, comentați, da, da, ne trimiteți voi idei, sugestii, observații, reclamații. Unii dintre voi mai și donează pe site-ul starenației.ro. Chiar? Dacă n-ați dat subscribe la canalul nostru Starea Nației Oficial, vă rog să o faceți acum, că după aia vă luați cu altele și uitați. Și, și dacă ați dat la Starea Nației Oficial, ați dat la Starea Sănătății? Aud? Ia puneți acum pauză, vedeți că avem un subcanal, da? Deci la Starea Nației acolo scrie canale. Vă duceți acolo, Starea Sănătății, la fel, abonează-te, subscribe. Haideți! Mulțumim! A început școala, și urmează noi și noi traume. Pentru părinți, pentru profesori, pentru elevi. E, haideți, curaj, curaj. Ce bine că există și oferte speciale pentru această perioadă, nu? E reală, să știți, n-am făcut noi vreun uh, trucaj. Așa apare acolo. Ori le-au atacat stora site-ul niște copii cărora nu le ajungeau banii pentru. Și atunci au schimbat acolo, au, au scăzut prețurile ca să. Ok, să depășim momentul. Am mai spus-o, o repet, chiar dacă am băut foarte mult, am fost un dobitoc, nu e nimic amuzant în alcool. Cu atât mai puțin în asocierea asta alcool și copii. Trebuie să fii complet irresponsabil să ieși pe piață cu asemenea oferte și sper că ANPC-ul o să vină și el cu propria ofertă către comerciantul respectiv. Mulțumim! Is that all? No. Ok, ziceam că urmează traume și urmează, desigur, examene. Că nu treci oricum prin acest dezastru numit educația românească Ci cu examene, tată, statul vrea să știe exact stadiul dezastrului Ce naiba noi cunoaște pe ei? Cât de meticuloși sunt plagiatorii care ne conduc Ce, ce treabă nemțească fac cu această Românie educată? Cum să faci, bă, o Românie educată cu niște unii needucați? De la Ligia Deca până la o groază de personaje din ministerul ăla și din inspectoratele școlare sunt niște, niște bâlbâiți, mă, niște încet la minte și niște necultivați. Ați văzut-o pe doamna aia, șefă de inspectorat. Deci de inspectorat județean. Mă rog, dacă și Dâmbovița e județ, dar ați văzut-o. Mă onorează această prezență și sunt foarte. în primul rând, sunt foarte emoționată să mă aflu aici. Uh, școala este un uh, mijloc prin care noi Școala este un reper în care formează personalități solide. De aceea vreau să vă spun că diversitatea este una dintre principiile care stau la baza educației. Cadrele didactice au. Doamne, am dat-o și miercuri la emisiune, dar n-am putut să mă abțin. Am zis că merită pentru cei care nu urmăresc emisiunea Starea Nației. De cum vă uitați la emisiune, ce căutați aici, da? Dar să știți că astfel de momente jenante nu se vor mai întâmpla. Pentru că s-a găsit adevărata cale. Pre-educație Vrei un Lamborghini Urus, dar părinții îți spun Întâi trebuie să iei Bacul Ei bine, acum ai cea mai rapidă metodă Să iei Bacul Învață cu succes Sunt niște cărticele atât de micuțe Și sunt structurate foarte bine Încât tu poți să iei Bacul și să pleci și cu un Lamborghini Urus Nu, ce poate fi mai absurd? Deci, cei vizați de reclamă, cine sunt? Cei cărora le-au promis părinții un Lamborghini Dacă iau examenul de bacalaureat? Cât de inteligente pot fi acele cărți dacă atâta minte a unii să-și limiteze publicul țintă la 3, 4, 5 elevi? A? Câți părinți, câți distruși vor fi, ăia care să-și recompenseze copiii cu Lamborghini pentru că învață? Superb. Nu mai zic de titlul scris pe acele cărți. Învață cu succes. Scuze, deci copiii stau 10 ore zilnic pe cărți, dar învață din manuale greșite, nu? Asta, de fapt, e problema. Are you sure? Bine, dacă te uiți pe niște manuale de la noi, ați văzut, săptămâna asta au tot circulat cu manualul de istorie, cu manualul de informatică. Eu am citit anul trecut tot manualul de educație antreprenorială pentru clasa a 10-a mămica mea. Greu mai găsește atât de multă înapoiere într-un singur loc. Ok, eh, hai, că s-a dus și căldura, ușor, ușor o să vină iarna, iar gaz, iar facturi, iar probleme. Să și mama cinci zile, că-i place la șemineu. Bela, boiler, boiler tare. Pe cine ți-ai luat centrală? Ah. Copii, ia mă! Nu știu, e atât de tristă cumva această reclamă, scoate la suprafață tot românismul ăsta, idiot. Și apoi, bă, aceleași glume cu soacra, care nu e binevenită în familie, pe bune! Na. E, e înduioșător, cum ziceam, că în familia asta modestă, cu vecini modești, există șemineu. Cine naiba are șemineu, dar e înconjurat de vecini care aplaudă ca focile când văd apă caldă. Pe cine ți-ai luat centrală? Ah, copii, ia venit, Deci nu-i cheamă pentru că e cald, iar copiii stau în frig și doar așa să-și facă selfie cu centrala. Mă rog, cam deplasat, cam foarte deplasat. Plus că vecina și copiii chiar nu par niște sărăntoci, mă scuzați de expresie. Curăței, spălăței, hăinuțe colorate, rumeni în obrăjori. Nu e ca și cum ar fi văzut la vecinul un Lamborghini cu mare profesoara de mai devreme. Nu poți să te tăvălești când vezi o centrală de apartament, totuși. Mamă, ce tare! Băieș ești nebun, ai tirbușon? Uă! Nimeni nu zice asta. Și tot din această zonă a reclamelor stupide, că na, cu asta ne ocupăm. Cu toții avem acel coleg care în pauză nu ridică ochii din telefon nici dacă... Vă lăs par Noroc că avem ceva cool care să-l facă să guste din plin pauza. <sus> mix de beră răcoritoare fără alcool și suc delicios de fructe. Atât de bun că și barbarii au o pauză. E pauza Doamne, ce idioțenie! Foarte amuzant mi s-a părut aici că barbarii ăia care au invadat au trecut mai departe. Da, n-au fost deloc intrigați de corporatiștii ieșiți în pauza de prânz. Dai naiba, mă! Păi era plin de corporatiști în perioada hoardei de aur, mâncau aitiși la mic dejun. Și ați văzut să opresc barbarii abia când aud că pst, desface băiatul la un culăr. Bine, n-au lăsat toată faza, că prima dată a fost așa, care ai dat fusăita asta, mă, nu rușine? Nu s-a bășit nimeni în căpetenie. A desfăcut corporatistul la o bere care nu e bere, e un rahat plin de chimicale și care, mă rog. Adevărul e că dacă într-adevăr am fi avut cooler pe vremea barbarilor, în câțiva ani îi exterminam. Păi uitați-vă ce conțin aceste băuturi. Nici calul nu stă în picioare tată la asemenea doze de otravă. Păr care cade? Sistemul de îngrijire Revalid creat pentru tine în laboratoarele din Elveția pentru a avea un păr sănătos. Gama Revalid cu Redensil reduce căderea părului și reactivează creșterea cu 28.000 de, de noi fire de păr după 3 luni. Reactivează creșterea părului. Reactivează încrederea în tine. Da, suntem asaltați pe adresa redacției, stimați telespectatori, de... Mesaje cu privire la astfel de reclame. E o adevărată nebunie cu produsele astea pentru păr. De la șampoane până la licorile care promit că o să ai în cap un șder, tată, da. O să ai covor persan mai des decât ăla din biroul lui Sărescu de la bnr -ul. Manole, da. Nu n-am fost, dar presupun că e pf, ursa întâia. Deci asta e o aiurelă. E, unde e mizeria aici? Toate aceste produse nu sunt făcute pentru a rezolva problemele pe care mulți le au cu părul. În sensul că le cade. Nu. Astea sunt produse prin care companiile acestea profită de disperarea unor cetățeni. Sunt oameni care suferă teribil că pierd părul. Nu mai spun de femei. Și-au numărat firele, vedeți, nemernici. Că dacă dai acolo, pui niște cifre ca lumea, omul disperat te crede, mă. Zice că ai habar despre ce vorbești. Hai, domne, că zice și câte fire, ce naiba! Minte ăla acolo la, la televizor, da, bă, minte! Reactivează creșterea cu 28.000 de noi fire de păr după 3 luni. Bănuiesc că asta înseamnă, nu fire noi. Sau e o formulare care să-i protejeze în instanță. Și scrie ceva pe ecran. 50% din eșantionul de 26 de bărbați care sufereau de alopecie gradul 3-4. Uuu, uu. Te De puțin așa. Be careful. Deci, eșantionul a fost doar de bărbați? Iar în reclamă e o femeie și tu te adresezi femeilor? șantionul a fost de 26 de bărbați? Wow! Cât de șmecher e acest studiu, nu? What the hell? Și atenție, nu vreau să fac circa iurea. Nu mă pricep, nu mă bag, dar uite, cred că e nevoie de un control mult, mult mai eficient pe acest tip de reclame. Repet, nu acuz cu nimic acest produs. Ar fi iurea din partea mea. Mi se pare foarte ciudat Asta pot să zic, dar atât momentan. Ce vreau să spun serios e că mă una e să mă înșel la gumă de mestecat sau la cremă de ghete. Și cu totul altceva e să profiți aici de frustrările unor oameni și să le vinzi tot soiul de variante de nimic. Că până la urmă despre asta e vorba. Și la acest moment vor sări unii din cadă Băi, băi, pătrarule, băi, termină, băi, că e libertate, băi, e piață liberă E prostii la ăla care dă bani, mă, nu ăla care cere Afirmativ Mă, nu, nu e așa deloc Pentru că nimeni nu se poate documenta despre tot ce cumpără Iar despre unele lucruri, deloc Pentru că sunt de specialitate și aștepți tocmai de la un specialist să spună ce și cum. Iar specialiștii, după cum vedem în ziua de azi, fie sunt plătiți de industrie să pună halatul și să spună minciuni, fie sunt oameni serioși care își văd de treaba lor. Dar nu ies să comunice cu tine, cu populime. Oricum, când e vorba de șarlatanie, cred că statul e obligat să intervină reactivează încrederea în tine. E, căcat, mă scuzați! Iată ce vând ei, nu produsul ăla. Ei vând filozofie, tată, încredere, nu știu ce. Știți cum cred eu că sunt făcute și mai ales aprobate aceste produse pentru păr, față, unghii, chestii? Simplu. Pun în ele cătină, să zicem. Da? Ulei de cătină, tată. Și E real că uleiul ăsta de cătină ajută la creșterea părului, să zicem, sau la sănătatea firului, bla, 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 dar într-un sens în care nu se știe cum, adică în ce cantități, sau când, sau în ce stare, în ce combinații și așa mai departe. Înțelegeți? Um... Adică totul e așa, la fel e și cu alimentele. Ei desfac alimentele, le spală, le curăță de orice fel ca să aibă viață la raft și apoi adaugă. Bă, ce să punem în cerealele astea? Bă, niște fibre, adule cu bagăle. Ce mai trebuie? Bă, niște vitamine, adule cu bagăle. Dar efectul lor nu e același ca atunci când mănânci alimentul întreg, integral, în forma lui naturală. Așa cum l-a lăsat natura. Bă, vitamina aceea ajută la dinți? Bă, da, adică, na. Păi, hai să facem, bă, un produs de asta cu vitamina C, aruncăm o mână de extras de cocos, de ulei de, de ficus, prăjeală de coacăze și aia e, tată. Ajută la păr? E, ajută, bă, de ce să nu ajute? Că părul are nevoie de vitamine, nu? Ca să... Adică trebuie să ajute, așa mă gândesc. Mă, tu nu minți. Dar dacă ție scade părul. Poți să urinezi cu bolta pe produsul ăsta. Nu te ajută cu nimic. E păcăleală, e înșelătorie practic. Ar trebui deci să fie infracțiune, să se sancționeze, penaltat. Completează gama cu capsulele Revalid Hair Complex pentru a susține creșterea părului din interior. A Mega da? mega șmechereală, tată! Păi nu e atât de simplu cum crede lumea, nu? Adică susții din exterior cu șamponul, la care ți aduce 28 de fire noi și nu știu ce, dar vin o tată și pun interior cu ceva. Ia pastilele astea, fraiere, că să mai dai niște bani. Să-i arunci pe o fereastră. Și omul zice, gata, mâncați ți -aș gura ta. Păi am dat pe exterior cu șamponul, după aia am venit pe interior cu pilula, Oi de mine, o să am un păr? uuu, ca de casa poporului să scufundă catedrala mântuirii și o să am păr pe cap mai tare ca peria de dușumele Ai urea o prosteală, normal. Faya! Și, a, da, să stau așa mai, mai cu nasul pe sus, uh... Să nu mă agit, să nu mă plecă, mi se vede și mie. Ia uite. tată. Să vede? Că mai zice Larisa, draga de ea din regie, băi, băi, dragoș, vezi cum stai, nu te mai apleca, nu vezi, să vede chelia. Da, am. Devine din ce în ce mai mare? Urcă și de aici, de la tâmple? Mândă, de ce ți-ar afecta asta în vreun fel încrederea? De ce aș avea mai puțină încredere în mine? Nu văd, nu înțeleg, nu pricep. N-aș folosi șampoanele astea, nu mi-aș face vreodată implant de păr. Nu văd în ce fel aș putea fi mai puțin decât sunt pentru că n-am păr. Ah, A! când ești mai papagal așa și vrei să treci și tu drept deștept și frumos, dar nu te duci la școală și, na, mai cade și părul, atunci, da, ar putea să fie o problemă de încredere. Hair is everything. Bă, da, chiar. Mă mir că n-am auzit pe nimeni să spună despre frumusețea interioară a părului. Lasă-mă, tată, importantă e frumusețea interioară, nu frumusețea exterioară. Ok. Depășim subiectul. Bă, nu mai trimiteți reclame la așa ceva. Vă rog, m-am săturat! Sau erați ironici? Voiați să-mi transmiteți un mesaj? Hmm. Ok, ce mai avem pentru azi? A, da, uite, cineva ne-a trimis această reclamă, să o comentăm cred că a sosit timpul să avem discuția aia ca de la bărbat la bărbat. Că mâine pe mâine o să stai singur cu o fată și asta o să fie treaba ta. Uite cum se face. Îl iei, îl rupi. Dacă nu se rupe, ha! îl desfaci cu dinții. Îl derulezi puțin și îl baci. Ai grijă, trebuie să-l întinzi bine până la fund ca să nu rămână aerul sub el. Și cel mai important, să nu-l pui pe dos. A, gata, gata, noi m-am prins, m-am prins. Ce ai, mă, e clar, e o reclamă la uh, șampon de la antimătreață. Ba, ba nu, ba nu, ba nu, ba nu, scuze, nu, 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 stai, știu, 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 la, 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 supozitoare. Nu? Bânci? Șurubelnițe? Nu, greu, greu, frate. La ce-o fim? Ah, medicamente dale alea anti-colesterol și... Nu? Ok, mă dau bătut. Nu m-am prins. Că după aia se rupe și se împrăștie toată mizeria din el. Și nu vrei să superfata? fata. Hai, să te văd cum îl pui. Cu Oti, treaba e simplă. Ai curaj să faci menaj. Ai de mineci! Băi, ce ingenios! Mamă! Noi chiar nu mă așteptam. Acum, ce să zic, e genul de reclamă care acute enervează, dar dacă o vezi peste o oră, s-ar putea să zâmbești. E în funcție de cum te prinde. Poți să ai un milion de reacții. Mă uitam la copil, pare șocat așa, speriat cu totul. Cred că se miră și el. Bă, săracul, tata, mă. Bă, babacul ăsta, bă, e, e cu capul. Mă învață pe mine cum să-mi pun un prezervativ, dar n-are curaj să-mi spună direct. A găsit șmecheria asta cu, cu reclama la puș de gunoi. Cu... Ok, repet, schema clasică de umor. Toată lumea o folosește. Și noi am făcut-o de atâtea ori. Prin scenetele, cu mamaie, cu marote, unele prind, altele nu. La un moment dat sunt convins că la mijloc e pur și simplu o chestie de noroc. De, de starea publicului, până la urmă. Da, mă, bine că sunteți voi deștepți. Dar dacă tot a venit vorba și dacă tot a început școala, zău dacă n-aș distribui această reclamă pe post de oră de educație sexuală. Și așa e un subiect tabu la noi, poate așa folosind limbajul ăsta dublu ne facem și noi curaj să discutăm și despre sex. Ok, asta a fost dragii mei, cred că e iar timpul pentru acea discuție. Uite cum se face. Mergeți cu mouse-ul, cine are, dacă nu folosiți degetul, cu grijă, cu grijă, vedeți să nu aveți unghii, da, așa, pe butonul pe care scrie îmi place sau like și apăsați acolo. Da? Ok. Ceva cu reclame, așadar ne vedem și săptămâna viitoare, tot aici, sper, cred, ceai organic de excepție, cafea de specialitate proaspăt prăjită la noi, la fabrică, doar pe starea slash magazin. Să vă fie bine!